Ioan Belbea a fost primar al comunei Turți două mandate, între 2004-2012, și ar fi vrut să prindă și cel de-al treilea mandat, dar n-a fost să fie. Privind retrospectiv, el spune că anii petrecuți în primărie au fost mai grei decât cei munciți în mină timp de 19 ani. Și asta nu pentru că nu i-a plăcut să fie primar, ci pentru că, din cauza muncii solicitante, la un moment dat s-a îmbolnăvit. Chiar și așa, este mulțumit că a reușit să aducă în comună investiții de 10 milioane de euro și să deruleze 8 proiecte europene. În rest, vorba aia, oricum nu poți să mulțumești pe toată lumea. Mai greu ca la mine. Că la mine am lucrat 19 ani și nu m-am îmbolnăvit, dar aici la primărie, din păcate, după 5 ani de primărie, în al doilea mandat, l-am făcut așa fără pauză. N-am fost două zile în concediu în 5 ani, a fost tare multe de lucru și, din păcate, m-am îmbolnăvit, am avut un accident vascular cerebral, dar m-a lăsat Dumnezeu să mai fac treabă, mi-am terminat al doilea mandat, am făcut peste 10 milioane de euro investiții în comună, 8 proiecte europene și multe alte obiective. Am candidat în 2012, dar n-am anticipat efectul votului într-un singur tur și din păcate s-a dispersat un pic dreapta la noi tot să mai apărut un candidat și n-am avut nici pe tare mare bai de funcție, că mi-a zis doctorul să am grijă de să mă feresc de stres și de emoții. Nu pot pe toată lumea să împaci, dar eu cred că da, cred că o mare, mare parte dintre oameni au apreciat munca pe care am depus-o. Dincolo de primărie și ceea ce face acum ca președinte al grupului de acțiune locală Țara Oașului, fostul primar al comunei Turți este pasionat de poezie. Ba chiar se poate spune că este poet cu acte în regulă, având deja tipărite două volume de versuri. Ioan Belbe spune că prima poezie, Oșenii, a scris-o în școala gimnazială, inspirat de evenimentele prilejuite de sărbătorirea a 600 de ani de la atestarea documentară a comunei Turți. Munca în primărie nu i-a dat trăgazul necesar să se aprecie mai mult asupra versurilor. A revenit la poezie când s-a îmbolnăvit, iar de atunci continuă să scrie și spune că versurile lui sunt inspirate din viață, iar mai nou sunt de factură religioasă. Cred că am scris prima poezie prin clasa a 6-a, când am sărbătorit 600 de ani de la atestarea documentară a comunei Turți, în 1978. Tot timpul mi-a plăcut mie și am apreciat, adică mi-a plăcut, am avut pasiunea asta. Dar cât am fost la primărie, n-am reușit să scriu poezii, decât atunci când m-am îmbolnăvit, am reînceput și am scris pe patul de spital poezia O luptă. Și de atunci încoace mi-am adunat poeziile pe care le-am mai avut și mi-am editat două volume de poezii. În 2010, Spirale Eterne, domnul regretat Ion Vădan, cu editura dânsului din Cluj și acum domnul regretat Aurel Pop în 2018. Al doilea volum, Cărări spre casă. Din ce vă inspirați? Din viață, dar poezia mea, cred că mai nou, e inspirată din, e o poezie religioasă cu pilde din astea profunde. Plus că mai scriu poezii care nu au, cum să spun eu, tematică religioasă. Din viață. Chiar am scris, cred că în urmă cu vreo două luni, am scris o poezie noapte, așa m-am trezit, că nu mă uit la ceas, am scris 6 strofe, vă dați seama ce inspirație am avut într-o oră, o oră jumătate și n-am schimbat 4-5 cuvinte în poezia respectivă și au fost cu cele mai multe aprecieri după ce am publicat-o. Se numește Lumea din vis. Am avut un vis azi noapte. Eram cu bunicul meu. Într-un car cu 4 roate ne rugam lui Dumnezeu. Bivolii mergeau agale, opintind din jug căruța, era în car cu noi pe cale, nelipsită bunicuța. Ne întorceam de la Arat, de prin Lighet, mi se pare, priveam cerul înstelat cu întreaga lui splendoare. Povesteau bunicii mei despre stele și hotare, învățat am de la ei stelele din carul mare. Cunoșteau bivolii drumul, luminat de lună nouă, ascultau ce spunea bunul, peste câmpuri cădea rouă. Legănatul lin de car,
M-a dormit într-un târziu, câmpul este un coșmar fără bivol și pustiu. Ion Delver nu poate să spună numărul poeziilor scrise până acum, dar mărturisește că e musai să scrie atunci când simte că trebuie să facă asta, altfel inspirația se duce. Iar în curând el își dorește să publice Poarta Zânelor, al treilea volum de poezii. Când am inspirație, trebuie să scriu, pentru că am constatat că dacă nu mă ridic noapte, de exemplu, dacă m-am trezit ceva, am o strofă în cap, ceva, o tematică, o gândesc eu, păi am poezii care le-am scris o jumătate de an dura. Și dacă nu scriu atunci, în moment, s-o dus. Când începe dimineața să fie agitație și lumea să umble, gata, nu mai pot reconstitui. Și atunci am zis că până când am inspirație o să scriu. Aveți de gând să mai scoateți cărți? Da, acum anul trecut am vrut să scot o carte, al treilea meu volum de poezii, care am vrut să se numească Poarta Zânelor, pentru că în urmă cu 2 ani am făcut acolo la Turzbăi, mai sus de mănăstire, de zona aia e o zonă care pentru mine, cum să zic eu, o lucrare de suflet așa a mea, pe vrem să o dezvoltăm, să turismul. Și din 2007, de când am sfințit piatra de temelie la mănăstire, în fiecare an am făcut câte un pic, câte un pic, câte un pic. Și în 2019, pare mi se, am sfințit Poarta Zânelor și am terminat și poezia Poarta Zânelor, exact când am gătat și poarta de făcut. Pentru că nu există poet care să nu scrie și versuri de dragoste, l-am întrebat pe Ioan Belbe dacă scrie astfel de poezii și mai ales dacă le dedică soției. Răspunsul a fost afirmativ, urmat de mărturisirea că în această privință a primit un canon din partea unui preot care îi este prieten. Dar va mai dura ceva timp până să spună că gata, l-a ispășit. Pentru soția ați scris vreodată poezii? Am scris o poezie de dragoste. Am avut un canon, am fost 2 ani, am avut 25 de ani de la căsătorie. Am avut un canon de la un prieten, un preot, că eu sunt fondatorul mănăstirii Sfântul Gheorghe de la Turzbăi. Și apoi am povestit o dată, eram cu soția de față și am zis că anul viitor o să avem nunta de aur, de argint, pardon, azoiul de aur. Și zice, no, îți dau canon să-i scrii și la nevastă ta o poezie. Că mă întreba că i-a scris vreo poezie până acum. Păi zic, tete, le dau ei. Nu, personal pentru doamna ai scris, nu. No, îți dau canon să scrii poezie până la viitor. Și am scris. Se numește Costa Sufletului meu. Trebuia să scriu 25 de strofe, dar n-am reușit numai 15. Păi n-am apucat. 25 e o poezie destul de greu. I-am promis că până la nunta de aur o să scriu 50 de strofe.